Bună ziua tuturor celor cu care încă nu am vorbit astăzi. Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc online. Sunt Alexandra Șin, procuror, formator cu normă întreagă la Institutul Național al Magistraturii și împreună cu colega mea, doamna judecător Georgiana Tudor de la Curtea de Apel București, suntem gazdele dumneavoastră în această după-amiază. Vă vom prezenta încă o chestiune legată de aplicarea principiului non bis in idem în materie penală. Prin raportare de această dată la contravențional și la materia disciplinară, în principal, ne vom referi foarte pe scurt, pentru că chestiunea a mai fost adusă în discuție, și la măsura în care ordonanțele procurorului pot fi apreciate drept hotărârii definitive în această materie cu referire la dreptul intern al unui stat. Și, bineînțeles, în măsura în care dumneavoastră mai aveți energia și răbdarea, vă vom asculta comentariile, întrebările și orice alte chestiuni legate de această temă pe care doriți să le aduceți în discuție. Luați această introducere și ca pe o invitație din partea noastră la un dialog, la o modalitate de desfășurare acestei după-amieze cât mai interactivă, deși sunteți numeroși în sală, cred că totuși un astfel de dialog este posibil. Vom începe prezentarea noastră nu din nou cu alfabetul și cu chestiunile de bază. Am avut în vedere și noi atunci când am întocmit materialul discuțiile privind sediul materiei și modalitatea în care sunt reglementate chestiunile legate de non bis in idem, atât cu referire la statele, la raporturile dintre dreptul mai multor state, cât și la situațiile în care ne aflăm doar pe tărâmul legislației naționale și pe tărâmul practicii CEDO în materie. Nu vom relua cele spuse de colegii noștri în această dimineață. La fel cum nu vom relua discuțiile privind criteriile Engel, care au fost deja și ele prezentate de către colegi pe larg în această zi. Vom discuta mai pe larg despre ce înseamnă raporturile contravenției infracțiune în această materie și vom discuta de asemenea în ce măsură în practica națională s-a dat eficiență chestiunilor privind concursul ideal de infracțiuni, pentru că aici, după cum știți, distingem între situația în care se trimite în judecată pentru infracțiuni în concurs ideal în același timp și situația în care infracțiunile aflate în concurs ideal sunt cercetate sau judecate separat, aici standardul național fiind ceva mai exigent decât standardul european. Da, cu privire la caracterul de hotărâre definitivă, ce îi se poate atribui ordonanței procurorului, s-a discutat mai devreme aici și de colegii mei, atât de domnul profesor Daniel Nițu, cât și de domnul judecător Mihai Udroiu. Noi avem o opinie, să nu spun contrară, dar nuanțată. Pornind de la argumentele aduse de colegii mei, în primul rând evoluția jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, trebuie să vedem natura actelor interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și raportarea acestei jurisprudențe la principiul non bis in idem. În materie de fraudă cu privire la TVA, actele interpretate erau unele care făceau parte din pilonul 1, din fosta structură a Uniunii Europene, pilon integral comunitarizat, da, și unde Curtea de Justiție a Uniunii Europene avea o competență extinsă.
Toate celelalte decizii, deciziile de început în materie de nebis in idem, au fost date în materie de cooperare judiciară internațională, acolo unde competența curții de a interpreta actele era recunoscută de către statele membre. Prin urmare, pornim în primul rând de la interpretare principiul nebis in idem în vederea cooperării judiciare internaționale dintre state. În ceea ce privește competența curții în cadrul pilonului, fostului pilon 1 și actualmente și în materie penală, să spunem așa, și am în vedere, în primul rând, directiva privind abuzul de piață, cred că prima directivă în materie de drept penal substanțial la care s-a făcut referire, iarăși vorbim de aplicarea dreptului european, în considerentul 27 al directivei privind abuzul de piață, se prevede expres că trebuie respectate o serie de drepturi fundamentale, printre care și principiul nebis in idem. Primul urmare, vorbim fie de cooperare judiciară internațională în materie penală, fie de aplicarea dreptului european. Niciodată nu se raportează Curtea de Justiție când interpretează principiul nebis in idem la dispoziții de drept național exclusiv, doar dacă dispoziții de drept național în măsura în care ele sunt date în aplicarea unor dispoziții de drept european. Oricum, e de urmărit evoluția Curții de Justiție, evoluția jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. De ce? Pentru că ea pornește de la un motor al integrării în Uniunea Europeană, o uniune care, a cărei rațiune de a fi a fost pentru multă vreme una economică, da? Și de aici tendința Curții de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, și ușor, ușor tinde să devină și un protector al drepturilor omului, preluând din jurisprudența Curții Europene a drepturilor omului. De altfel, există și o corespondență între drepturile recunoscute în cartă și drepturile recunoscute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și protocoalele adiționale. Așa că nu aș aduce jurisprudența Curții Europene ca principal argument în a afirma că ordonanța procurorului și la nivel național are valoarea unei hotărâri definitive care să împiedice urmărirea penală, judecata, condamnarea unei persoane pentru aceeași faptă. De altfel, după cum a amintit și colegul meu, domnul judecătorul Droiu, există mijloace, alte instrumente procesuale prin care să nu aplicăm dispozițiile articolul 6 din codul de procedură penală, respectiv articolul 16 litera J, dându-i efectul unei hotărâri și constatând autoritatea de lucru judecat, ci pur și simplu fie calificăm că a doua plângere pentru aceeași faptă împotriva aceeași persoane ca și cerere de redeschidere a procesului penal și constatăm că nu sunt întruinte condițiile de la articolul 335, în vederea redeschiderii, fie dăm o altă soluție de clasare pe temeiul de la 16 litera E. Da? Lipsește o altă condiție prevăzută de lege necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale. Nu sunt procuror, dar cred că s-a făcut deja o urmărire penală pentru aceeași faptă și s-a dispus clasarea. Poftim? Nu. Deci, ca să vedem unde ne duce un pic ceea ce spune colega mea în domeniul practicii la nivel național. Există, pe de o parte, orientarea tradițională, cea care exista încă dinainte de modificarea codurilor, doar că atunci litera era alta, aceea de a se da eficiență tezei de la 16, care ne spune, e E acum, cred că era F înainte, dacă mă amintesc bine, lipsește plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent, ori altă condiție prevăzută de lege necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale. Se interpreta această ultimă teză, altă condiție, că lipsește condiția de a nu se fi desfășurat o altă urmărire penală cu privire într-o altă cauză cu privire la aceeași faptă. Am văzut și soluții în țară, acolo unde chiar dacă petiționarul formulează
o nouă plângere, având același obiect cu cea referitor la care s-a dispus o soluție de netrimitere în judecată, plângerea este calificată de către procuror ca fiind o cerere de redeschidere a urmăririi penale, se analizează prin prisma existenței sau nu a unor împrejurări noi care să determine o astfel de măsură. Și dacă nu se aduc elemente noi în plângerea respectivă, se respinge cererea, așa, cu titlul de respingere a unei cereri de redeschidere, revocare și de redeschidere a urmăririi penale. Dacă situația asta este, bănuiesc, foarte rar, adică și din practica noastră, dar și bănuiesc că la nivel național este foarte rară situația asta, pentru că la nivelul unui parchet de locală, de exemplu, sunt foarte multe dosare și astfel e foarte puțin probabil să-ți dai seama că o plângere penală venită în fața ta a mai fost, sau fapta sesizată prin respectiva plângere penală a mai fost toată cercetată. Sunt, deci, și situații în care își dau seama, pentru sunt, că să știți sunt, că se întâmplă să fie vorba de, scuzați expresia neacademică, petenții de profesie, aceia care cer, formulează noi plângeri, tocmai pentru a se afla din nou în termen pentru plângerea la soluție, pentru a merge din nou în fața instanței și a avea satisfacția muncii împlinite, în sensul că s-au mai judecat odată. Dar, dincolo de ironie, există situații în care se identifică plângerile cu același obiect, plecând de la numele petentului pe Becris. Au fost cauze în țară unde s-au înregistrat astfel de soluții, iar ulterior, când petentul a formulat plângere la instanță împotriva refuzului redeschiderii cauzei, chiar instanța de judecată a respins plângerea ca inadmisibilă, constatând că ceea ce a dispus a doua, a treia, a cincea oară procurorul nu este soluția într-o plângere penală, soluție de netrimitere în judecată, ci respingerea unei cereri de revocare, de redeschidere a urmării penale. Sunt și astfel de cazuri unde au fost identificate plângerile. E adevărat, dar sunt foarte rare și de-aia am vrut să... Mai rare poate decât celelalte. Foarte acum, nu știu, o statistică mi-e dificil să dau. Nu face obiectul activității mele. Pe de altă parte, au ajuns să fie apreciate ca fiind hotărâri definitive și ordonanțele procurorului în doctrină și chiar în jurisprudența actuală, acele cazuri în care, cu privire la ordonanța procurorului și având în vedere fondul cauzei, s-a pronunțat un judecător, fie în procedura plângerii împotriva soluției, după modificarea textelor privind renunțarea la urmărire penală prin ordonanța 18/2016, o valoare asemănătoare s-a dat și ordonanței de renunțare atunci când ea a fost confirmată de judecător. Nu negăm că s-ar putea ca pe viitor, fie și pentru simplu fapt că autoritatea de lucru judecat ar trebui să fie aceeași și în raport cu o nouă cercetare, cu o cercetare anterioară efectuată la Paris și cu una efectuată la Focșani, noi simțind de la București în momentul în care facem aprecierea, probabil că se va găsi o modalitate care se va evolua spre autoritatea de lucru judecat cu titlul mai general a ordonanțelor procurorului. Însă, în acest moment, realitatea raporturilor dintre ceea ce ne spune jurisprudența europeană și ceea ce se întâmplă în plan național, cam aceasta este, cu o varietate destul de mare de soluții, niciuna neputând fi calificată ca fiind greșită. S-a pronunțat într-un recurs în casație, de altfel în alta curte, undeva în aprilie 2017, este, pentru cei care vor să mă verifice, decizia 147/2017, referitor la o situație în care ordonanța procurorului a fost avută în vedere ca temei de încetare a procesului penal pe autoritate de lucru judecat. Au fost colegi care au zis, domnule, dacă în alta curte ne-a spus că n-au autoritate, n-au în niciun caz. Trebuie privită această decizie, dincolo de faptul că e doar o decizie de speță, cu destulă prudență, pentru că nu rezolvă fondul chestiunii.
În situația din speță ne aflăm în acel cerc vicios creat de procedurile paralele, când fiecare dă soluție în considerarea dosarului celuilalt. Aici se dăduse inițial în cauză soluție de către procuror de netrimitere în judecată pe inexistența faptei, apoi s-a dispus infirmarea soluției și redeschiderea urmăririi penale, s-a cerut confirmarea judecătorului și judecătorul a respins cererea de confirmare în considerarea faptului că exista deja un alt dosar unde se întocmise pentru aceleași fapte rechizitoriu. Ulterior, în dosarul cu deci soluția de netrimitere a rămas, să zic așa, definitivă. În dosarul cu rechizitoriu ulterior s-a pus în discuție soluția procurorului din prima cauză și într-un anumit stadiu procesual s-a ajuns la soluții de încetare a procesului pe anumite fapte motivat de acea ordonanță a procurorului unde redeschiderea nu fusese confirmată tocmai pe temeiul existenței dosarului din judecată. A dispus în alta curte casarea cu trimitere spre rejudecare, reținând că nu se poate totuși să ne învârtim în cercul ăsta vicios în care fiecare soluție e dispusă în considerarea existenței celuilalt dosar. Cam atât din partea mea cu privire la aspectul acesta. Oricum și în jurisprudența sa privind în interpretarea articolului 54 din Convenția de aplicare a acordului Schengen, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a avut în vedere și diferențele dintre sistemele juridice ale statelor membre care trebuiau cumva puse la un acord și de aceea, cred eu, a atribuit natura unei hotărâri penale definitive care să fie avută în vedere la stabilirea respectării principiului ne bis in idem și ordonanței procurorului. Ori nu acesta este cazul legii de procedură națională aplicată la nivel național strict. Nu cred că legiuitorul, edictând articolul 6 din Codul de Procedură Penală, a fost în vreo confuzie și a vrut să dea sintagmei hotărâre penală alt sens decât cel care rezultă evident din Codul de Procedură Penală. Da. Ea nu trebuie și interpretată prin prisma convențiilor internaționale la care România este parte și pe care este obligată să le respecte conform chiar Constituției și totuși ar fi o soluție poate mai favorabilă sau... Da, protocolul, articolul 4 din protocolul 7 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu face referire la ordonanțele. Avem și chiar o condamnare. Vorbim de aplicare la nivel național. Eu nu vorbesc de un caz de pildă de trafic de persoane, că în general în materie de trafic de persoane se pune această problemă a respectării ne bis in idem în materie de cooperare judiciară internațională în materie penală. Eu nu vorbesc de un dosar privind traficul de persoane, în care avem o ordonanță a procurorului dată într-un alt stat, Italia, să spunem, sau Grecia, în care s-a dispus clasarea cauzei. Atunci este firesc ca procurorul român să recunoască pe cale incidentală acea ordonanță dată de procurorul din Grecia sau de procurorul din Italia și să nu mai trimită în judecată o persoană. Nu. Eu vorbesc de o ordonanță de clasare dată la Oradea pentru o faptă săvârșită în România, niciun element de extraneitate și o plângere pentru aceeași faptă făcută la București. Nu cred că putem vorbi de aplicarea celor statuate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Dar avem o condamnare în sensul ăsta la CEDO, dacă nu mă înșel, Bejan și Burnaru, sau în care petenta respectivă a primit clasare pentru o faptă de lovire, după care a fost condamnată pentru a primit chiar o hotărâre penală de achitare. În Burnaru este caz clasic de încălcare a principiului ne bis in idem potrivit legii naționale, de nu e nevoie să ne ducem la la protocolul la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci chiar am avut o hotărâre de achitare. A fost la achitare, da. Nu mai rețineam exact dacă a fost achitare sau... Da, dar în exemplu dat, noi ne referam la situația în care se dă deja o soluție de clasare, da, de care se ține seama într-o altă ordonanță a procurorului, dar nedându-i efectul unei hotărâri primei ordonanțe, da, de nu invocând autoritatea de lucru judecat, prin urmare nu ar fi vorba de o interpretare în defavoarea persoanei, că ambele soluții sunt de clasare. Problema este de ordin juridic, tehnică, până la urmă, de tehnică. Da. Dacă e nevoie să ne raportăm la jurisprudența europeană sau sunt suficiente instrumentele din dreptul național. În practică n-am avea nicio problemă, numai că acea condiție
nu prea se regăsește în, în cod de procedură penală și așa să o invocăm doar formal, nu știu cât de corect ar fi. Asta ar fi problema din practică pe care aș vedea eu. Că eu n-am nicio problemă să mergem pe clasare de genul ăsta, dar e prea formală, fără să indice acea condiție. Asta e problema care vreau să... Da, mie, mi se pare mai lesne de motivat, potrivit legii naționale, o ordonanță de clasare motivată în sensul că nu sunt întrunite condițiile pentru redeschiderea urmăririi penale de la 335 și prin raportare la temeiul de la 16E, decât să invoc autoritatea de lucru judecat, unde nu am cum să consider că sunt aplicabile dispozițiile articolului 6 din Codul de Procedură Penală. Și nu prejudiciez pe nimeni. În condițiile în care nu prejudiciez o persoană, mi se pare firesc să aplic legea națională. Atunci când am avea, în măsura în care am interpreta legea națională, am încălca un drept fundamental, atunci, da, aplic... Dacă autoritatea de lucru judecat vă convinge în mai mare măsură, chestiunea fiind interpretabilă și practica fiind, nu văd de ce n-ați putea să o faceți. Mi se pare mai okay. Substanțial motivul, adică are mai multă substanță. Avem atâtea decizii acum de la CJUE care spun că ordonanța procurorului, într-adevăr, în anumite condiții, când a fost cercetat destul de bine fondul, poate să reprezintă o hotărâre definitivă în sensul acestui Dacă principiu. Puteți trece peste impedimentul neaplicării în dreptul intern și considerați că extinderea e posibilă, sigur, e opinia noastră. Păi prin prisma nu e o prostie. E posibil. Da, prin prisma Constituției e posibil să aplicăm convențiile cu prioritate, dar atunci când obiectul convenției are a face cu chestiunea noastră. Ceea ce spune colega mea este că obiectul convenției nu îl formează situația în care avem acte ale jurisdicțiilor acelui stat, ci situația în care avem acte ale jurisdicțiilor în state diferite. Dar hai să nu facem din asta singur obiect al discuției noastre, pentru că, așa cum am spus, există practică diferită și există convingerea fiecăruia cu privire la ceea ce poate motiva mai ușor, dacă asta puteți motiva mai ușor. Asta o să rețineți, probabil. Oricum, mă îndoiesc că vor exista soluții din partea judecătorului de cameră preliminară de desființare și de schimbare a temeiului. Da. Nu, am vrut doar să aduc în discuție această problemă. În ceea ce privește concursul ideal de infracțiuni, am văzut că nu este interzis nici potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de nebis in idem. Există însă o condiție nescrisă, aceea a judecării celor două infracțiuni, de fapt judecării aceleiași fapte sub cele două încadrări, să spunem că avem doar două încadrări juridice, în același timp. Pentru că dacă avem odată o hotărâre definitivă pentru o faptă sub o anumită încadrare juridică, este evident că, deși jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și nici dreptul național nu interzic reținerea concursului ideal de infracțiuni, în măsura în care încercăm să efectuăm o urmărire penală pentru aceeași faptă, dar sub o altă încadrare juridică, să spunem că inițial procurorul de caz a omis că acea faptă ar putea avea și o altă încadrare juridică, încălcăm interdicția impusă de principiul nebis in idem în sensul de a nu urmări o persoană pentru aceeași faptă a doua oară. Prin urmare, am avea a doua urmărire și asta ne atrage imposibilitatea reținerii unei a doua infracțiuni în concurs ideal cu prima, în măsura în care nu au fost judecate împreună. Aceasta rezultă și din enunțul articolului 6 din Codul de Procedură Penală. Nici o persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni atunci când față de acea persoană s-a pronunțat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeași faptă, chiar și sub altă încadrare juridică. În urmare, este mult mai clar decât articolul 4 din protocolul 7 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Aș spune eu că, da, este interzis să urmărim o persoană
să o judecăm pentru o faptă sub o altă încadrare juridică. Da, putem avea concurs ideal de infracțiuni în măsura în care acea persoană este trimisă în judecată, urmărită, trimisă în judecată și judecată pentru o faptă sub ambele sau mai multe încadrări, dacă există, în același timp. Un alt domeniu sensibil este distinția dintre, și a fost antamat deja în cele două prelegeri anterioare, între răspunderea contravențională și răspunderea penală. Și pornim de la mai multe reguli, unele rezultând din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în sensul că procedurile paralele concurente sunt compatibile cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, speță cu protocolul la convenție, cu acele precizări făcute de curte în mai nou în cauza A&B contra Norvegiei din noiembrie 2016, o condiție impusă în cauza Țigarela contra Italiei, a doua procedură să fie întreruptă când în prima s-a pronunțat o hotărâre definitivă. Repet, A&B contra Norvegiei primează, a fost dată în noiembrie 2016, ulterior celor două hotărâri menționate. Și avem principiul din dreptul nostru. Legea contravențională apără valorile sociale care nu sunt ocrotite prin legea penală. Și avem principiul subsidiarității dreptului răspunderii contravenționale față de răspunderea penală, enunțat în doctrina de specialitate, pornind de la dispozițiile articolului 1 din Ordonanța Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. De asemenea, mai avem o altă hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, pe care probabil o cunoașteți, Țonio-Țone contra Bulgariei, în care curtea arată că persoana care a fost deja sancționată contravențional pentru o faptă nu mai poate fi urmărită penal pentru aceeași faptă. Și ne ducem la o serie de situații din practică. Avem situația infracțiunilor, sunt trei mari categorii. Situația infracțiunilor silvice, furtul de arbori, mai simplu, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și o serie de fapte prevăzute de legea 61/91 care se regăsesc și incriminate în codul penal. În cazul infracțiunilor silvice, cum se întâmplă de cele mai multe ori, persoana este surprinsă cu o anumită cantitate de lemn, cantitate de lemn care nu atrage răspunderea penală. Avem cele două texte în oglindă. Și a doua oară, pentru a constitui infracțiune, persoana trebuie să fie surprinsă de cel puțin două ori, iar cantitatea de lemn substrasă trebuie să depășească o anumită valoare prevăzută de lege. A doua oară când este prinsă, cele două cantități de lemn substrase depășesc valoarea prevăzută de lege, fapta constituie infracțiune, dar este evident că pentru primul act s-a încheiat un proces verbal de constatare a contravenției. Cum este compatibil acest text din legea națională cu principiul ne bis in idem? Și dacă nu este compatibil, cum putem remedia situația? Nu știu dacă ați avut dosare. Colegii de la Galați și de la Bacău știu că s-au confruntat cu această problemă. O valoare sub pragul stabilit de lege pentru infracțiune, iar a doua oară e o altă faptă care o cuprinde și pe prima. Da, și totuși prima a fost sancționată contravențional. Întrebarea este, nu cumva sancționând infracțiunea, mai sancționăm o dată implicit și prima faptă?
La prima vedere nu, pentru că e un cumul. Da, colegii au propus mai multe soluții. Au spus că fie dau o soluție de achitare pentru, pentru că s-ar încălca principiul ne bis in idem în sensul dat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, acestui principiu și calificării sancțiunii contravenționale din dreptul penal român, din dreptul român ca fiind sancțiune penală în sensul autonom al convenției. De ce? Pentru că rămânând fără prima faptă care ar încălca principiul ne bis in idem, rămânem practic și fără condițiile de tipicitate ale infracțiunii. O altă soluție propusă a fost aceea de anulare a procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit pentru prima faptă. Problema este dacă nu cumva ne anulăm proba pentru primul act din conținutul infracțiunii. Soluția care mi se pare mie de preferat ar fi aceea a reținerii pentru a evita o condamnare a statului român, să spunem, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ar fi aceea a condamnării pentru persoane pentru săvârșirea infracțiunii cu reținerea la în procesul de individualizare a pedepsei pronunțate pentru infracțiune că s-a aplicat și chiar s-a achitat, probabil, amenda contravențională. E adevărat că nu salvăm interdicția referitoare la urmărirea dublă, că principiul ne bis in idem nu interzice doar sancționarea, ci și urmărirea și judecata. Dar, oricum, dacă este, permiteți, se pare un remediu de acceptat. Eu cred că e o faptă totuși diferită, pentru că aici se sancționează la fapta penală, se sancționează până la urmă și caracterul de repetabilitate al conduitei ilicite și numai acea condiție privind cuantumul cantității de masă lemnoasă. Deci nu putem spune că se suprapun cele două fapte penale întru totul. Nu o faptă nouă, totuși. Nu se suprapun întru totul. Cred că intenția asta a fost, de a se prevedea ceva asemănător legii cu disciplina în construcții, când prima dată comiți o contravenție, ai fost sancționat, ai fost somat să sistezi lucrarea, nu sistezi a doua infracțiune. Acolo, da. Însă, în forma în care valoarea cumulată include, deci, și prejudiciul produs prin fapta reținută inițial ca fiind contravenție, mi se pare că avem o problemă. Cred că aici soluția ar fi aceea de a se provoca un incident de neconstituționalitate, de a se ajunge cumva la discutarea invocarea unei excepții de neconstituționalitate, pentru că față de practica recentă a Curții Constituționale care consideră a fi neconstituționalitate și neconformitatea cu convenția, s-ar putea să... Vă rog! Infracțiuni silvice. Deci, practic, el când a săvârșit prima faptă, el a fost sancționat contravențional și a murit aia. Pentru a doua faptă, dacă depășește prejudiciul, este infracțiune. Dacă nu depășește, ar fi contravenție. Dar faptul că, deși nu depășește prejudiciul, el mai are antecedente, este sancționat. El practic este sancționat pentru a doua faptă. El pentru prima nu mai este sancționat cu infracțiune. Cel puțin așa mi se pare destul de logic. Da, dar zice, iar valoarea cumulată a materialului lemnos depășește valoarea prevăzută. Prin urmare, când spunem valoare cumulată, eu mă gândesc că ne referim și la valoarea primei cantități sustrase, prin urmare cea prinsă în procesul verbal de sancționare a contravenției. V-am spus, opinia mea este spre sancționarea penală. Penalul trebuie să primeze, de fapt, în la asemenea situații nu ar trebui să se ajungă în practică. Agentul constatator ar trebui să sesizeze organul de urmărire penală. Problema e că aici, la prima abatere, agentul constatator nu are cum să sesizeze organul de urmărire penală, pentru că este condiția ca fapta să-i fost săvârșită de cel puțin două ori interval de un an. Da, nu se poate. Aici legea e greșit formulată, în opinia mea. Păi nu era, e...
Deci, prin urmare, dacă ne-am raportat strict la principiul nebisinibil, nu am avea niciodată această infracțiune, spun eu, ci am avea sancțiuni contravenționale succesive. Oricum, de cele mai multe ori, îi sesizează organul de urmărire penală, chiar dacă constată că este contravenție și că valoarea nu depășește, deci nu este depășită de 5 ori. Numai că noi dăm soluții de clasare și spun pe 16 aliniatul litera B, spunem că fapta este de natură contravențională, nu este penală. Asta se întâmplă. Chiar dacă este vorba de o a doua faptă și... Dumneavoastră a spus, v-ați referit la prima faptă. Ei ne sesizează, deci oricum ei fac proces verbal de constatare, ne sesizează, se înregistrează dosar penal. Numai că atunci când solicităm valoarea prejudiciului, nu este depășită valoarea de 5 ori. Și atunci ne soluție de clasare pe faptul că reprezintă contravenție. Și deci nu mai așteptăm să o facă pe a doua. Am înțeles, dar dacă ar fi prins a doua oară... Dacă este prins dacă nu am avut și valoarea depășește? Eu personal nu am avut situații de genul acesta. Existența unei discriminări. Pentru că dacă faptele sunt descoperite în același timp, deci se descoperă odată cu a doua faptă, ca mai săvârșit încă una. N-ar fi niciun fel de problemă, nu s-ar pune problema pe care o ridicați dumneavoastră. Uh-huh. Și atunci ar fi infracțiune fără să mai pună problema nebisinirii în fază de prima faptă. Spre deosebire de un alt făptuitor, când nu sunt descoperite în acea o singură dată, sunt descoperite în timp succesiv. Și atunci n-a existat o discriminare. Cred că are dreptate colegul și nu sancționăm prima faptă. E ca și în cazul omorului. Când faptul că mai avea în antecedente o infracțiune de omor, atrăgea o pedeapsă mai aspră. Dar nu-l sancționam pentru primul omor, îl sancționam pentru al doilea. Da, sancțiunea nu privea deloc primul omor. O sancțiune câte vreme prima faptă oricum constituie contravenție. Deci o sancțiune bun, dar se sancționează, atrage o sancțiune mai aspră pentru simpla ei existență, nu e sancționată încă o dată. Pentru simplu fapt că există în antecedență o altă faptă, atrage o sancțiune mai aspră. Dar nu e sancționată prima faptă, cel puțin așa o văd. Și, repet, cred că ar atrage și o problemă de sancționare discriminatorie. Bine, și dacă spunem că a doua infracțiune, astfel cum este formulată, nu implică sancționarea primei fapte, contravenție considerată inițial, și avem și latură civilă în procesul penal. În latură civilă se ține cont de faptul că a fost, nu include valoarea... Și la prima faptă, nu? Dacă a fost recuperată în vreun mod, pur și simplu nu se mai ține cont de ea. Facem abstracție de faptul că lemnul a fost recuperat. Vorbim de obligarea persoanei la achitarea prejudiciului inechivalent. Este evident că procesul penal ne include și prejudiciul cauzat de prima faptă, deci este evident că avem... Problema de principiu, chiar dacă ar fi așa, pur și simplu nu e sancționată prima faptă. E sancționată doar faptul că există în antecedență și nu fapta în sine. Dacă mai permiteți puțin. Da. Totuși, reiterăm încă o dată, deci faptele e clar că nu sunt aceleași, nu se suprapun perfect. Și altfel, legiuitorul bănuim noi că nu a legiferat el niște norme care să nu se aplice, ci să se aplice, pentru că tot mereu vom avea o sancțiune contravențională pentru prima faptă și urmează a doua faptă, care într-adevăr va fi sancționată ca infracțiune. Și atunci, în condițiile astea, dacă noi aplicăm interpretarea asta în sensul că pentru prima faptă să nu existe o sancțiune contravențională, atunci e clar că norma nu o să fie aplicată niciodată, nu? Și atunci interpretarea trebuie să fie în sensul ăsta, că caracterul determinant al infracțiunii este acest aspect de repetabilitate al faptei, de perseverență în săvârșirea de astfel de fapte, desigur cu condiția adiacentă de ca ăsta... cuantumul materialului lemnos să treacă peste 5 metri. Dacă pot interveni... V-am spus și opinia mea în sensul aplicării, în sensul tragerii la răspundere penală a persoanei, dar cu această rezervă aș ține cont în procesul de individualizare de sancțiunea contravențională aplicată, mai ales așa. Dacă aceasta a fost executată. Da.
contravenientul, raportându-ne la prima faptă, poate să conteste procesul verbal și să ceară anularea cu procesul verbal de contravenție, situație în care... În 15 zile de la comunicare e termenul. Am înțeles, dar există și revizuirea în procedura civilă. Există nu este un element... aplicabil niciun caz de revizuire în procedura civilă. Și atunci nu s-ar mai suprapune, am evitat și ne-am orientat-o spre o sancțiune penală care ar fi firească în raport cu contextul respectiv. Și oricum, chiar dacă am avea un caz de revizuire în măsura în care procesul verbal ar fi fost confirmat, să spunem, printr-o hotărâre judecătorească civilă, tot nu avem cum să justificăm această dublă urmărire. Da. Scurt, fiindcă s-a discutat deja mult pe marginea acestei probleme, și eu împărtășeam opinia antevorbitorilor în faptul că se sancționează un plus de severitate. Timp de că asta predam la unitatea de infracțiune, atât la infracțiunea de obicei, cât și de simplă repetare. Era discuția pe codul vechi cu prostituția, care se suprapunea foarte mult cu contravenția din legea 61, chiar dacă nu era exact la fel. Un coleg, spre exemplu, nu mă împărtășește opinia, dar se suprapunea perfect cu tulburarea folosinței locuinței, unde erau la fel contravenția cu infracțiunea pe vechiul cod. Cred că de la Tsonev contra Bulgaria, care a fost amintit, noi nu mai putem merge pe soluția aceasta clasică. Asta a sancționat CEDO, o practică în sistemul bulgar, exact cu ce avem noi la infracțiunea de obicei. Și pe vechiul cod, cum ajungeam să reținem prostituția? Păi erau N procese verbale de sancționare contravenționale care făceau proba pe viitor că, plus ce se întâmpla, din diverse motive, contravenientul irita organul care devenea organ de urmărire penală, nu organ care aplica o simplă sancțiune administrativă. Discuția rămânea perfect pe tulburarea folosinței locuinței, unde contravenția era exact cu... era identică cu infracțiunea. Într-adevăr, ajungând să fie infracțiune, sancționa în practic repetabilitatea conduitei. Și puteam găsi o explicație teoretică de ce practic ajungem la infracțiune, deși bucățica aia inițială era și contravențional și penal. Dar după Tsonev contra Bulgaria, nu știu dacă mai putem admite o astfel de soluție. Și ce face practică, din ce am văzut eu, ajunge practica sancțiunea contravențională inițială să fie valorificată pentru a găsi diverse explicații teoretice pentru care dăm clasare în penal și nu se mai ajunge cu o trimitere în judecată sau cu o soluție pe penal. Poate ar trebui, dar nu știu dacă fără un mecanism clar legal, apropo că vorbeam de aspectul formal, să existe o posibilitate pentru instanța penală când pronunță, când reține infracțiunea, indiferent care e soluția, că e o condamnare, că e o achitare, să desfințeze soluția anterioară în contravențională. Nu știu dacă aceasta curăță problema, dar măcar să nu mai avem... Dar ne trebuie, evident, un mecanism reglementat. Și oricum, pe contencios nu putem interveni. Acolo nu ne lasă legea contenciosului, doar instanța de contencios. Da, numai instanța de contencios. Exact. Sau rămâne posibilitatea organului emitent de a-și retrage actul, dar este puțin... probabil că se va întâmpla acest lucru. Să-și revoce actul nu mai poate dacă s-a aplicat amenda. Dacă s-a aplicat amenda, a produs efecte, deci ar putea cel mult, aici nu sunt sigură pentru că nu sunt specialistă în contencios, ar putea cel mult să ceară acea anulare pe care chiar organul emitent o cere pe contencios după ce a produs efecte. Dar încearcă constant nelegalitatea, pentru că sancțiunea contravențională la momentul respectiv a fost perfect legal aplicată. Ceea ce a fost problematic a fost sancțiunea penală, nu cea contravențională. Așa încât și aici, în lipsa unui mecanism prevăzut, expres de legea ferenda, de legislația actuală, iarăși e puțin o precizare cu privire la sancționarea ca infracțiune în cazul repetabilității. Eu consider că, deci, el pentru prima a fost sancționat contravențional, pentru a doua, deci, devine infracțiune pentru faptul că a repetat-o. Faptul că e prevăzut de 5 ori mai mare prejudiciu decât valoarea unui metru, legiuitorul a prevăzut-o ca să nu se ajungă la situații absurde, în cazul în care la ambele contravenții există repetabilitate, dar faptul e de 0,1% și să ajungă că la 0, depășește prejudiciul de 0,2% și devine infracțiune. Ca totuși valoarea per total să fie peste o anumită valoare ca să poată fi infracțiune, dar el practic este sancționat pentru a doua faptă. Prima nu poate fi nici anulat procesul verbal de contravenție pentru că a fost dat corect. Și el este sancționat practic ca și în vechiul cod penal pentru omor deosebit de grav, pentru că în faptul că avea antecedent un omor, el era sancționat mai grav decât pentru
în cazuri diferite. Da. Deci nu vorbim numai de codul Silvii, vorbim de codul VAMAL în situația infracțiunilor de introducere în țară de două ori în decursul unui an de produse sustrase de la controlul VAMAL. Polițistul de frontieră îl sancționează prima dată, sancționează persoana pentru contravenție, că nu este infracțiune, dar a doua oară când trece prin punctul de frontieră, pentru a doua faptă îi face direct dosar penal. La parchet de unde provin eu au fost situații când îl și sancționa contravențional pentru a doua faptă și venea și cu dosar la parchet. Nu! Nu știu, le-am explicat. A doua oară, dacă îl prinzi pe respectivul intrând în țară cu produse accizabile sustrase de la controlul VAMAL, îi faci dosar penal. Dar, deci eu nu văd de ce ar interveni acest principiu unei bis in idem, condiția să fie infracțiune, pentru că valoarea produselor nu depășește o anumită sumă, este aceasta, să fi săvârșit anterior contravenția. Da, mă bucur. Pentru că dacă ar fi depășit, scuzați-mă, 10.000 de țigarete, ne-am fi încadrat pe o altă faptă, deținerea de țigarete, pe codul fiscal, sau ar fi fost contrabandă care absorbe infracțiunea de deținere de țigarete dacă știa că provin din contrabandă. Asta că sunt multe dosare. Mă bucur că gândiți, dar că nu este încălcat principiul ne bis in idem. Eu am încercat să vă dau argumente în măsura în care ați considerat că este o problemă din punctul acesta de vedere și să vă dau argumente pentru trimitere în judecată, respectiv condamnare. În ceea ce privește Zonio Zone, eu contra Bulgariei, eu una am anumite rezerve, mi se pare că este o decizie singulară dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Bulgariei. Când a fost vorba de sistemele de sancționare a fraudelor fiscale în statele nordice și Curtea Europeană a Drepturilor Omului și-a dat seama că sancționând statele nordice este o problemă pentru că în fond se sancționează un sistem tradițional prin care se sancționează și fiscal și penal frauda fiscală, atunci Curtea Europeană a simțit nevoia să se întrunească în Marea Cameră și să schimbe jurisprudența. E o soluție singulară, într-adevăr, Zonio Zone se aplică perfect dreptului sistemului de contravențional din România și dacă am aplicat-o atunci niciodată, nu am putea să aplicăm o sancțiune penală după ce aceeași faptă sau în esență aceeași faptă ar fi fost sancționată contravențional. Eu aș aplica mai degrabă subsidiaritatea răspunderii contravenționale, da, în măsura în care ne lovim de această problemă a existenței, a preexistenței unei sancțiuni contravenționale, aș invoca acest lucru în procesul de individualizare a pedepsei, repet, recunosc, nu ne salvează de dubla urmărire, dar este un remediu pe care îl atribuim în dreptul național. Poate că va fi avut în vedere la o viitoare jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului. Da. Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, deja problemele sunt mult mai simple, pentru că se prevede soluția chiar în textul legii. Este conducerea sub influența băuturilor alcoolice dacă fapta nu constituie potrivit legii infracțiune. Prin urmare, este firesc ca agentul constatator să sesizeze organul de urmărire penală în măsura în care fapta nu constituie infracțiune potrivit articolului 336 din Codul Penal, atunci organul de urmărire penală urmează să îi solicite agentului constatator să aplice sancțiunea contravențională din, desigur, în măsura în care ne mai aflăm în termenul maxim de un an. Aceasta rezultă din jocul dispozițiilor al 13 și al 30 din ordonanța Guvernului 2/2001, când avem clar prevăzută această situație. Ce se întâmplă însă în cazul în care agentul constatator aplică amendă contravențională pentru a fi sigur și sesizează și organul de urmărire penală, constatându-se în urma calculului retroactiv că fapta se circumscrie infracțiunii de la articolul 336 aliniatul 1 Cod Penal. Este aceeași problemă. Avem de-a face cu
nerespectarea principiului ne bis in idem și dispunem clasarea sau trimitem în judecată, urmând ca instanța să țină cont că s-a aplicat și o sancțiune contravențională pentru această faptă. Situația asta ar putea interveni în mod real. De exemplu, agentul constatator constată că are sub 0,40 la mie, are 0,39 la mie, n-a expirat. Constată că e contravenție, aplică contravenția. Respectivul insistă și merge la probe biologice. Se constată la probe biologice, se poate întâmpla, că are peste 0,80, deci devine infracțiune. În situația când se constată acest fapt, normal că agentul trebuie să sesizeze parchetul pentru infracțiune. Va fi trimis pentru infracțiune dacă va fi trimis în judecată, dar va trebui anulat procesul verbal de contravenție, pentru că fapta, într-adevăr, după cum scrie și textul lege, este contravenție numai dacă nu este infracțiune. S-a stabilit că este infracțiune, va fi anulat procesul verbal de contravenție. Cel puțin așa văd soluția corectă. Cine va anula acest proces verbal de contravenție? Ar trebui instanța sesizată și cu anularea. Deci, odată ce dacă îl trimite judecată, solicită instanțe să anuleze procesul verbal. Deci, acum depinde de... Da, în CTM și... Pentru că persoana în cauză nici nu va avea vreun interes vreodată să formuleze o plângere contravențională împotriva procesului verbal de constatare sancționarea contravenției. Este interesul său să fie sancționată contravențional și să invoce ne bis in idem în procesul penal. Nu am avut situație, dar... Eu am avut o situație similară în practică în care în aerul expirat a ieșit sub 0,40 și pe simplu considerent că el a solicitat recoltarea probelor de sânge, nu au mai aplicat sancțiunea contravențională, au făcut proces verbal de constatare, l-au înregistrat în penal și au așteptat să vină probele de sânge. Și atunci n-a mai fost niciun fel de problemă. De obicei, dar au o procedură internă în sensul ăsta. Să mergem mai departe și să spunem că agentul constatator, neglijent sau cu intenție, a aplicat o sancțiune contravențională tocmai pentru a-i profita. Da, eu cred că nu putem discuta de ne bis in idem pentru că faptele sunt diferite. Doar constatarea inițială a primei fapte a fost eronată. Însă ele, în esența lor, sunt diferite. Inițial avem de a face cu o faptă, un alcool până în 0,4 și atunci, sigur, e contravenție, numai că a fost eronat constatată ca și contravenție. Ulterior, constatăm că e vorba de o conducere sub influența alcoolului peste limita stabilită pentru infracțiune. Și apoi avem o faptă diferită. Nu discutăm de ne bis in idem. Eventualul remediu e o altă discuție. Ce trebuie făcut? Însă, după părerea mea, nu suntem în prezența... nu putem discuta de ne bis in idem în situația asta. E o altă discuție. E o altă discuție care este remediul ulterior. Însă suntem la tema asta, nu cred că e cazul să discutăm de ne bis in idem. E vorba de fapte diferite. Aceste situații nu ar trebui să se întâmple și totuși ele se întâlnesc în practică. Da. În circumscripția Curții de Apel Craiova am găsit o soluție în acest sens. Da? Da. Mie aici mi se pare că spre deosebire de cealaltă situație în care atât sancționarea contravențională cât și sancțiunea penală erau legale potrivit normelor noastre interne, aici una dintre ele automat nu e corectă. Mi se pare că în ipoteza de la care pornim prima, aici a fost sancționat nelegal pentru o contravenție. Da. Înainte de a trece la o altă problemă de fals ne bis in idem, în opinia mea, vă indic că în practica instanțelor s-au găsit trei temeiuri pentru asemenea situații. În fundamentarea soluțiilor, lipsește o condiție prevăzută de lege necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale, există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege, incorrect în opinia mea, există autoritate de lucru judecat. Prin urmare, s-a mers și pe condiția referitoare la necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale, cât și pe încălcarea autorității de lucru judecat. Atât hotărâri relevante găsite de mine, cât și referiri la
posibilitatea revizuirii sau nu a hotărârii civile care confirmă procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției. Le găsiți într-un articol ce v-a fost trimis prin poșta electronică la instanțe și parchete sau pe mail-ul personal în funcție de ce ați comunicat. Ca să vedeți soluțiile din practica instanțelor judecătorești de la care am pornit, pentru că spețele nu sunt unele ipotetice. În opinia mea ar trebui ca legiuitorul să intervină și să prevadă în ordonanța Guvernului 2/2001, așa cum prevede și ce se întâmplă în situația în care fapta este urmărită inițial ca și contravenție sau este urmărită ca infracțiune, să prevadă și că în situația în care se aplică o sancțiune contravențională, iar ulterior se constată că fapta constituie infracțiune, instanța penală are posibilitatea de a anula procesul verbal de aplicarea sancțiunii contravenționale inițial întocmit, sau persoana în cauză are posibilitatea de a se adresa instanței civile în vederea anulării sancțiunii contravenționale. Da. O altă problemă falsă, am spus eu, de nebis in idem, a provocat o sesizare a curții, a înaltei curții, cu pronunțarea, cu o cerere de pronunțare a unei hotărâri prealabile. Sesizare al cărei răspuns a fost așteptat cu sufletul la gură, mai ales de către noi, cei care consideram că răspunderea penală primează și că în niciun caz o sancțiune contravențională preexistentă nu poate anula răspunderea penală. Din nefericire, înalta curte a respins sesizarea ca inadmisibilă. Sesizarea era într-adevăr inadmisibilă, o să vedeți de ce, dar poate că o hotărâre, o decizie obligatorie a înaltei curți sub acest aspect ar mai fi prevenit unele practici defectuoase, aș spune eu. De unde a pornit? Soluția Tribunalului Covazna, secția penală. Pornind de la articolul 4 din protocolul 7 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a dispus încetarea procesului penal față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de articolul 9 aliniatul 1 litera A din legea 241/2005, în formă continuată, reținând ce? Că judecătorul sindic a aplicat inculpatului sancțiunea suportării pasivului patrimonial al societății radiate din patrimoniul propriu, constatând că fapta ilicită care a determinat insolvența și ulterior falimentul societății a fost generată de reaua credință a administratorului, care pe de o parte nu a ținut evidențele contabile potrivit legii, iar pe de altă parte nu a achitat obligațiile fiscale aferente perioadei, cauzând statului un prejudiciu de... Aceste sume au fost stabilite în baza aceluiași raport întocmit de organele fiscale la data D, ce a stat și la baza inculpării inculpatului pentru evaziune fiscală, sumele de care acesta este învinuit prin rechizitoriu că nu le-a plătit, fiind incluse în cuantumul celor pentru care instanța administrativă a atras răspunderea sa patrimonială personală cu titlul de sancțiune pentru fapta ilicită de a fi cauzat falimentul societății exact prin neplata obligațiilor fiscale. Prin urmare, dacă pornim de la natura juridică a hotărârii judecătorului sindic, eu cred că nimeni nu contestă faptul că este o hotărâre civilă și că răspunderea administratorului atrasă în procedura insolvenței este o răspundere civilă delictuală, da? Deci nu vorbim de o răspundere administrativă. Apare surprinzător mențiunea că instanța administrativă a fost cea care a atras răspunderea patrimonială personală. Prin urmare, avem o hotărâre civilă care nici măcar în sensul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului nu ne poate duce cu gândul că am fi vorba de o analiză a acesteia din punctul de vedere al principiului nebis in idem. Apel formulat de parchet și de ANAF împotriva acestei soluții. Curtea de apel Brașov sesizează în alta curte cu o hotărâre prealabilă, solicitând în alte curți să precizeze dacă sintagma când față de acea persoană s-a pronunțat anterior
o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeași faptă, chiar și sub altă încadrare juridică folosită de legiuitor în cumplisul articolului 6 din Codul de Procedură Penală, care consfințește principiul ne bis in idem, are în vedere doar hotărârile pronunțate în materie penală față de o persoană pentru aceeași faptă, indiferent de încadrarea juridică dată faptei, sau noțiunea de hotărâre penală este folosită de legiuitor în sens larg, prin ea înțelegându-se orice fel de hotărâre, indiferent de materia în care se pronunță și de procedura după care s-a judecat cauza, dacă aceasta ar putea fi apreciată prin prisma jurisprudenței Curții Europene, care are un caracter penal și reprezintă o hotărâre prin care s-a produs condamnarea penală, civilă, fiscală sau contravențională a persoanei trimisă mai apoi în judecată într-un proces penal pentru aceeași faptă. Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare, v-am spus, a fost respinsă de Înalta Curte ca inadmisibilă. Raportându-ne la sesizare, observăm că s-a cerut în alte curs nu numai să soluționeze o problemă de drept care avea legătură cu speța, dar și probleme care nu ar avea legătură cu speța. Se vorbește despre hotărâre penală, civilă, fiscală sau contravențională. Prin urmare, în opinia mea, ar fi trebuit să se hotărască instanța de trimitere care este natura juridică a hotărârii judecătorului sindic la care s-a raportat sau ca la care trebuie să se raporteze, având în vedere apelul parchetului, atunci când stabilește sau nu dacă s-a încălcat principiul ne bis in idem. Decizia Înaltei Curți este numărul 8 din 2016, dacă aveți curiozitatea să o citiți. Este vorba de categoria deciziilor de respingere. Răspunde Înalta Curte că rolul său nu este de a oferi studii, note sau opinii consultative asupra unor probleme de drept generale sau ipotetice. Practica constantă și clară a celor două instanțe europene, jurisprudență pentru care nu este nevoie de dezlegarea ori de lămurirea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Din examinarea hotărârilor celor două instanțe europene pronunțate în materie fiscală, rezultă existența unui sistem complex, spre exemplu în Suedia, de sancționare după caz administrativă ori penală a faptelor în materia stabilirii și plății taxelor și impozitelor datorate statului. În consecință, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene este clară și unitară în materia reținerii sau nu a tipului, felului unei decizii administrative ori a unei hotărâri judecătorești ca elementul bis. Dacă se oprea în alta curte la prima teză, era foarte bine. Mergând mai departe și analizând în alta curte sancțiunile de natură administrativă sau penală, în niciun caz cele de natură civilă aplicate în speța, în cauza de pe rolul Tribunalului Covazna și ulterior Curții de Apel Brașov. A lăsat Curții de Apel Brașov posibilitatea de a se raporta aplicând teza act clarificat, de a se raporta la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene. Iar soluția a fost că a respins ca nefondate apelurile formulate de parchet și de ANAF, reținând că, într-adevăr, ar avea loc o încălcare a principiului ne bis in idem, în măsura în care atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului ar fi dublată de sancționarea acestuia pentru infracțiunea de evaziune fiscală. Cum vi se pare? Aveți o altă părere în legătură cu natura juridică a hotărârii pronunțate de judecătorul sindic? Ați vedea-o ca fiind hotărâre penală în sensul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului? Era și o decizie, parcă, discutată mai anterior.
Ar fi putut fi avută în vedere cel mult la soluționarea laturii civile a cauzei, da, neputând obliga aceeași persoană la acoperirea aceluiași prejudiciu. Este logic. Dar nu pe considerente ce țin de nebis in idem, ci pe considerente ce țin de respectarea dreptului la un proces echitabil și autoritatea unei hotărâri judecătorești în același sistem față de alta. Da? În speță hotărârea judecătorului sindic de obligare, existența unui titlu deja pentru partea civilă și hotărârea penală. Prin urmare, da, avem, trebuie să ținem cont de hotărârea judecătorului sindic, dar doar cu privire la soluționarea laturii civile a cauzei, respectând dispozițiile articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și nu și pe latura penală, reținând că ar fi vreo problemă legată de respectarea principiului nebis in idem. Și ca să închei, o problemă pură de nebis in idem potrivit articolului 6 din Codul de Procedură Penală de data aceasta. O soluție de trimitere în judecată la Tribunalul Prahova pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri în formă continuată. Situația de fapt reținută în sarcina inculpatului, în perioada 2012-2013 a livrat mai multe cantități de cannabis unor persoane pe raza municipiului București. Și rezultă din actele de urmărire penală că acele persoane ar fi fost, să spunem, APCDEF, martori în cauză. Inculpatul se solicită aplicarea procedurii recunoașterii învinuirii, îi se admite cererea, este condamnat în primă instanță, formulează apel la Curtea de Apel Ploiești cu privire la individualizarea pedepsei. Între timp, la București se întocmește un alt dosar penal, tot pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri în formă continuată, reținându-se că la data de 4 și respectiv 6 decembrie 2013, după cum observați, este perioada cuprinsă în perioada de la Prahova, în municipiul București a vândut investigatorului sub acoperire X două cantități de cannabis. I se aduce la cunoștință învinuirea până să aibă loc primul termen de judecată în apel la Curtea de Apel Ploiești, iar în apel la Curtea de Apel Ploiești spune că își menține poziția de recunoaștere a faptei, dar dorește să dea o altă declarație în fața instanței de apel și în declarație spune că recunoaște faptele pentru care a fost trimis în judecată, inclusiv actele materiale din 4 și respectiv 6 decembrie 2013. Apelul se respinge, Curtea de Apel nu modifică situația de fapt reținută de prima instanță preluată din rechizitoriu. Este trimis în judecată la Tribunalul București, de structura DICOT din București. În fața instanței, inculpatul spune că recunoaște faptele, dar invocă nebis in idem, spunând că deja a fost condamnat de către Tribunalul Prahova pentru aceste fapte. Tribunalul București încetează procesul penal pentru autoritatea de lucru judecat, parchetul formulează apel. Nu. Studiind dosarul de urmărire penală de la Prahova, nu rezultă că urmărirea penală ar fi vizat faptele din 4 și 6 decembrie. Da, ca să punem capăt discuțiilor, o să vă las să criticați eventual soluția Curții de Apel București. S-a admis apelul parchetului. A fost condamnat inculpatul și pentru cele două fapte. S-a apreciat că nu este încălcat principiul nebis in idem. Este evident că urmărirea penală de la Prahova, deși situația de fapt este descrisă, cred că suntem de acord cu toții, în mod defectuos, nu a vizat și cele două fapte de la București.
O altă problemă ar fi fost legată de individualizarea pedepsei, pentru că procurorul de ședință la București a solicitat, la Prahova, pedepsa fusese cu de condamnare la pedepsa închisorii, soluție de condamnare cu suspendarea sub supraveghere a executării acesteia. Procurorul la București a solicitat condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenție pe motiv că inculpatul cu rea credință și-a preconstituit condiții pentru aplicarea principiului ne bis in idem. Acum, soluția Curții de Apel București a fost aceea de pronunțarea unei soluții de condamnare la pedeapsa închisorii, tot cu suspendarea supravegherii executării pedepsei. Trecând peste faptul că, după cum a pledat și avocatul, nu îi putem imputa inculpatului sfatul dat de avocatul său, condamnarea la Prahova, condamnarea fusese pentru mai multe acte materiale la o pedeapsă cu suspendarea supraveghere, prin urmare ar fost inechitabil ca pentru două acte materiale care făceau parte din aceeași infracțiune continuată, în mod vădit, să fie condamnat la o pedeapsă cu închisoarea în regim de executare, urmând ca întreaga infracțiune în formă continuată să fie sancționată în faza de executare, în măsura în care inculpatul ar fi dorit să îi se rețină o singură infracțiune continuată, invocând dispozițiile articolului 585 din Codul de Procedură Penală. Pentru că acum, în faza judecății, nu mai avem posibilitatea de a desființa prima hotărâre și de a pronunța o singură pedeapsă, pentru nu mai avem instrument procesual pentru o singură infracțiune în formă continuată. Concluzionând, nu am văzut o problemă de încălcare a principiului ne bis in idem. Dacă v-ați confruntat cu situații similare de ne bis in idem clasic, potrivit legii penale, procesual penale române, sau dacă ați fi dat o altă soluție? Și o să închei cu instrumente de prevenire a încălcării principiului ne bis in idem. La nivel național avem reunirea cauzelor, în măsura în care avem cauze penale, astfel încât să dăm o singură pedeapsă pentru aceeași faptă, sau dacă avem, să spunem, trimitere în judecată diferite pentru infracțiuni diferite și ar fi vorba de un concurs ideal, le reunim, le judecăm împreună și condamnăm inculpatul pentru cele două infracțiuni în concurs ideal în aceeași cauză, pentru că am văzut ulterior, într-adevăr, am avea o încălcare a principiului ne bis in idem. Dacă avem cauze diferite, una civilă, una penală, și s-ar pune problema sancționării diferite, să spunem că avem o cauză în care e formulată o plângere împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, sau avem o cauză în care se soluționează, de fapt, latura civilă aferentă laturii penale. Soluția este suspendarea cauzei civile și soluționarea cu precădere a cauzei penale, dându-se eficiență și principiului răspunderii penale în principal și răspunderii contravenționale în subsidiar. La nivel internațional, tot pentru a preveni principiul ne bis in idem, avem transferul de proceduri, dacă o faptă este urmărită și într-un alt stat, se decide unde urmărirea penală ar fi mai eficientă și se transferă procedura în statul respectiv. Recunoașterea hotărârii sau actelor judiciare străine, dacă avem o hotărâre de achitare sau o ordonanță de clasare, să spunem, într-un alt stat și avem cauză penală, fie recunoaștem actul judiciar sau hotărârea în faza de urmărire penală, dăm o soluție de clasare, fie dacă ne aflăm deja în faza de judecată, recunoaștem pe cale incidentală actul sau hotărârea și pronunțăm o hotărâre de încetare a procesului penal. De asemenea, ne bis in idem este și un motiv de refuz al executării mandatului european de arestare și un motiv de refuz al extrădării. În măsura în care a avut loc
o încălcare a principiului ne bis in idem, ce remedii avem la dispoziție? Soluția de clasare, încetarea procesului penal, în măsura în care s-a mers și mai departe și s-a dispus trimiterea în judecată, dacă avem o condamnare nedefinitivă, apelul, urmând ca instanța de apel să pronunțe soluția de încetare a procesului penal, și dacă avem o condamnare definitivă, chiar avem caz special de contestație în anulare. Întrebări, probleme de discutat? Da. Bună ziua, mă numesc Viorel Badea, sunt procuror și director ajung la INM. Vreau să vă adresez o întrebare în legătură cu o speță care a fost, cred că pe la începutul anului s-a discutat despre ea, Anemarie? A fost pe la începutul anului la parchetul de pe lângă Tribunalul București, când eram ajunct. Speța este în felul următor. Un individ a fost condamnat definitiv pentru tentativă la omor, însă ulterior condamnării definitive, în timp ce se afla în executarea pedepsei, victima a decedat. Și s-a stabilit că exista legătură de cauzalitate între loviturile aplicate și deces. Și se punea problema ce să facă, dacă îl trimit sau nu pe același inculpat pe omor, dacă este ne bis in idem. Cei de la urmărire penală au considerat că nu este ne bis in idem și l-au trimis în judecată pentru omor. Numai că judecătorul a considerat că sunt incidente dispozițiile acestei principii și a dispus încetarea. Și voiam să vă să pun în discuție această speță care a comportat multe discuții și a stârnit multe pasiuni la parchetul de pe lângă Tribunalul București. Da, la această problemă ne-am gândit de multă vreme eu și colegii mei auditori. Da. Și concluzia la care am ajuns este că dreptul procesual penal nu prevede o soluție pentru o astfel de situație și că rămâne condamnarea definitivă pentru infracțiunea rămasă în formă tentată. Asta este a doua chestiune, dar în principal, dacă este ne bis in idem. Și a doua problemă, într-adevăr, ce procedură urmezi, dacă consider că nu este? Da, fapta este aceeași. Consecințele sunt progresivă sau amplificat rezultatul. O speță reală și omul ăsta în realitate a comis un omor, nu o tentativă la omor. Și problema este dacă cum considera și dacă ar exista o cale de urmat. Da, consider că se aplică principiul ne bis in idem și că nu există, din păcate, nicio cale de urmat, doar a-l îndemna pe procuror să cumva să amâne urmărirea penală, să tergiverseze astfel încât omorul, nu există nicio cale de urmat, da, legal, odată hotărârea rămasă definitivă pentru tentativă de omor, este intrată în autoritatea de lucru judecat, altă posibilitate de a redeschide procedurile, pe lângă faptul că nu cred că avem situații, caz de decesul, de atac, nu există. Că s-ar încălca principiul ne bis in idem. Decesul? Decesul și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre deces și lovirile inițiale au intervenit ulterior rămânerii definitive a hotărârii. Părerea mea este că aici s-ar impune o revizuire a hotărârii de condamnare pentru tentativă la infracțiunea de omor, putea să fie trimis pentru lovituri și alte violențe și să constate să apară decesul. Nu pot să nu condamn pe cineva care a comis un omor, să o condamn pentru o infracțiune de simplă lovire. Poate putea la inițial să apară doar o lovire și ulterior să se stabilească că între lovire și deces există o legătură de cauzalitate și de fapt a fost comis un omor sau o lovitură sau o lovitură cauzatoare de moarte care a dus la deces ulterior. Da, numai că la revizuire avem un text 453 litera care ne spune în alineatul 3 cazurile prevăzute la alineatul 1 literele A, asta cu împrejurările noi, și F, mă rog, nu mai contează, pot fi invocate ca motive de revizuire numai în favoarea persoanei condamnate sau a celei față de care s-a. Nu se spune de curte constituțională o decizie. Poftim? De curte constituțională o decizie. Da, da, când au avut ei speța 2 pe 2017, eu fiind de la București, știu că asta e finalizată de mult. Acum e altă discuție, da.
cer scuze. Și noi la Brașov am avut o speță aproximativ asemănătoare, în sensul că inculpatul a fost condamnat pentru vătămare corporală. Între timp a decedat victima. El deja a început să se execute pedeapsa, iar procurorul a dat într-un final o soluție de clasare tocmai pentru pe aceste mei nebis in idem. Știu că au fost discuții ample dacă există posibilitatea de a se redeschide într-un fel. Da, dar fapta este acțiunea de lovire. Pentru acțiunea de lovire cu subîncadrarea de tentativă la omor, da? Da. Lovire în sensul comun al termenului, nu în sensul exact. Infracțiunii de lovire, da? S-a dat o soluție definitivă. Da, că lovirea aceea acum, ca urmare a consecințelor cauzate, ar putea să se încadrează, s-ar încadra la omor în formă consumată, este o altă poveste. Noi avem interdicția de la articolul 6, da? O hotărâre definitivă cu privire la aceeași faptă, chiar și sub altă încadrare juridică. Este evident da. Că deci ne referim la fapta inconcreto. Păi tocmai asta zic, că el a fost condamnat pentru vătămare corporală și chiar dacă ulterior rămânere definitivă a hotărârii, victima a decedat, el a rămas condamnat pe vătămare corporală. Problema este că este aceeași faptă, dacă urmarea imediată este diferită. Este aceeași faptă sau nu? Da, aici a fost. Păi eu prin fapt înțeleg elementul material, eu nu înțeleg natura obiectivă. Dacă pot interveni și eu puțin, cred că ar trebui să ne depărtăm puțin de cazul concret, să ne vedem că în realitate, așa cum spunea doamna Șing, problema privește tot ce înseamnă infracțiune progresivă. Dacă surprinzător apucăm să-l condamnăm sau să-l achităm pe... Exact, deci e la orice infracțiune progresivă unde raportul de cauzalitate surprinzător va apuca să fie demonstrat. Sunt mai multe hotărâri din anii 90, din raza Curții de Apel București, care sunt publicate. E o speță cu o persoană lovită în cap cu o sapă care moare la 2 ani și 3 luni după. Și omul era în executare pentru tentativă de omor și este condamnat pentru omor. Dar la acel moment exista recursul în anulare, care a fost declarat și a fost desființată prima hotărâre de tentativă de omor. Mie mi se pare că, eu sunt un mare fan al nebis in idem, problema aici nu e obligatoriu de nebis in idem, problema este de faptul că noi nu avem un mecanism procedural să desființăm prima hotărâre. Deci, știu că am discutat mult problema și cu domnul profesor Mateuț și cu domnul profesor Streteanu și încercând cumva să corecteze o problemă de echitate până la urmă, știu că profesorul Mateuț la un moment dat parcă se încerca să găsească un caz de revizuire. Sincer, nu cred că s-ar preta, nu sunt împrejurări sau fapte care n-au fost cunoscute de instanțe, fiindcă victima era în viață la momentul în care se pronunță prima condamnare. E mai degrabă o problemă de ce facem cu hotărârea veche, fiindcă e clar că tot ce execută va executa în contul pedepsei finale. Și vă dau un alt exemplu, la o continuată. O să discutăm mâine de fostul articol 335 alineatul 2 din Codul de Procedură Penală anterior. Omul este condamnat pentru o continuată cu 17 acțiuni și după aia mai găsim încă 30 de acțiuni. Nimeni nu-i dă nebis in idem, deși fapta, infracțiunea este până la urmă aceeași. Ci pronunțăm o hotărâre în raport de toate componentele și desființăm vechea hotărâre și există acea autoritatea de lucru judecat parțială că o hotărâre nouă nu poate să fie, mă rog, pedeapsa nouă nu poate să fie mai mică decât pedeapsa inițială. Dar revin la ora actuală, fără o intervenție pe codul de procedură penală, nu cred că avem asta mecanism. Asta este prima problemă la care aș vrea opinia dumneavoastră este dacă avem nebis in idem. Dacă avem sau nu avem o procedură, asta e o altă chestiune. Dar... Fapta cred că este aceeași. Fapta este aceeași, fiindcă fapta este cea comisă de acțiunea unică. Amplificarea rezultatului fără intervenția ulterioară a agentului nu aduce ceva nou. Deci el nu mai face nimic. Ce înțelegem prin fapta de la articolul 6 și eu cred că înțelegem elementul material. Înțelegem doar elementul material sau da. Considerarea și urmarea elementul material la omor. Zic că elementul material. La tentativă, elementul material e punerea în executare. Păi nu, aici oricum nu cred că se pune problemă. Iar la uciderea include și rezultatul. Nu, da, cred că... Elovirea elementul material la omor. Plecăm de la o premisă greșită aici, pentru că evident că nu se putea pleca. Aici, dacă s-ar fi
plecat de la ipoteza că e vorba de o ucidere, s-ar fi reținut tentativă la omor și inițial. Așa s-a reținut tentativa? Da. A, scuze. N-am auzit întrebarea inițială, mă referam la cealaltă. Când se pleca de la o lovire sau de la o vătămare corporală și apoi se ajunge la moartea victimei. Și cred că ăsta e cazul cel mai interesant, când plecăm de la o infracțiune de lovire, dar după o perioadă de timp moare victima. Nu, fără să mă raportez la jurisprudența europeană în această materie, fac abstracție de ce zic curțile europene, mie mi se pare că aici nu vorbim despre aceeași faptă. Pentru că fapta în sine cuprinde atât elementul material cât și urmarea imediată. Așa zic eu. Pentru că deși elementul material rămâne același, o acțiune de lovire, contează foarte mult dacă lovirea aia a produs o simplă leziune vindecabilă în câteva zile sau a produs decesul unei persoane. Și da. Păi dacă am judecat în abstract de fiecare dată doar acțiunea, dacă am luat izolat acțiunea făptuitorului, păi înseamnă că noi am judecat niște fapte sau am ajunge la niște soluții total aberante. Vă dau un exemplu. Dacă același autor aplică unei victime sănătoase în putere o lovitură cu un băț în cap, probabil că victima aia nici nu se necesite zile de îngrijiri medicale. Dacă avem un băț nu foarte serios. Dacă aceeași lovitură o aplică unei victime care suferă de o boală, nu știu, are cutia craniană foarte subțire. Au existat și spețe concrete în practică. Exact aceeași lovitură, cu aceeași intensitate, aplicată de același autor, poate să producă drept consecință moartea victimei. Dacă noi zicem că faptă înseamnă doar fix segmentul acesta, aplicarea loviturii, cred că ne interesează. Mie mi-ar plăcea să dau interpretarea asta cu consecințele care sunt incluse în faptă ca procuror, dar hai să o luăm altfel. Să spunem că astăzi este lovită, internată în spital. Se începe urmărirea penală pentru tentativă de omor. Moare după o săptămână. Extindem acțiunea penală sau extindem urmărirea penală cu privire la alte fapte acelea sau schimbăm doar încadrarea juridică? Răspunsul fiind în 100% din cazuri schimbăm doar încadrarea juridică, eu cred că e aceeași faptă cu altă încadrare juridică, cu regret ca procuror. N-au existat inițial, nu că n-au putut fi constatate. Ba da, rog, situația în care producem un ematom și evoluează în timp și ajunge la decesul. Ematomul a fost, a existat, urmarea a existat. Mai că și-a produs consecințele. Bine, și atunci cum explicăm hotărârea Curții Europene în cauza Budnaru, da? Unde am avut soluție pronunțată pentru loviri și apoi soluție pronunțată pentru tâlhărie. Este tot parțial. Măcar parțial acceptați că este... Dar nu este identitate parțială între tentativa la omor din speța noastră și omorul în formă consumată? Eu cred că există. Dacă sunt... Deci în speța noastră, în formă consumată, nu continuată. Da? Eu cred că măcar identitate parțială avem. Da, rezultatul s-a produs, dar fapta de ucidere spre deosebire de lovire și alte violențe, e scris așa, lovirile sau orice alte violențe, așa spune la... Da, eu am precizat faptul că nu mă refer la infracțiunea de lovire. Eu da, am spus că mă refer la fapta în concretul. Dacă ne uităm în cod, dacă ne uităm în cod cu atenție, deși la loviri, deși la lovituri cauzatoare de moarte sau loviri și alte violențe,
am putea spune, dumneavoastră, aceeași faptă, că, uite, dacă îi dă mai tare, moare, dacă nu are intenție sau nu are intenție, legiuitorul, când le-a scris, le-a diferențiat ca și element material. La omor avem uciderea, care cuprinde atât acțiunea fizică sau inacțiune, cât și rezultatul. La loviri și alte violențe avem lovitură. Iar dacă se produce la un moment dat și moartea, nu prea ai mare problemă acolo, că până la urmă l-ai sancționat pentru loviturile alea, numai că s-au produs un rezultat preterintenționat. Dar, în partea asta, la altă părerea mea, că nu ai aceeași faptă. Elementul material la tentativă e doar punerea în executare a intenției de a ucide, da? Iar la omor este uciderea, elementul material, părerea mea. Nu poți să spui că elementul material este lovirea la omor. Da, totul pornește de la interpretarea noțiunii de faptă de la articolul 6. Eu am spus că îl interpretăm în concret, o pornim de la acțiunea persoanei, nu teoria referitoare la tentativă și elementul material, astfel cum este el conținut în norma de incriminare. Și cred că asta este sensul de la articolul 6, aceeași faptă, chiar și sub o altă încadrare. Și să spunem că nu este încălcat principiul nebi sine idem. Rămânem la cealaltă întrebare a colegului nostru. Care este remediul procesual? Ce instrument procesual? E o altă chestiune. Ar putea, noi ne-am gândit atunci că în mod normal calea de urmat ar fi o revizuire. Numai că într-adevăr nu, da, în acest moment nu s-ar putea merge pe această cale. Dacă artificiul juridic, ne-am gândit că am putea să promovăm o revizuire și să invocăm o excepție de neconstituționalitate procesul ăsta. Nu știu aici dacă, cum o vedeți, dar la concluzia asta am ajuns după ce am primit soluția de încetare în dosarul respectiv. Putem trece la... Bănuiesc că putem... A rămas cum era până acum, nelămurită. Mai mult disciplinară. Nu, dar sincer, vă așteptați să găsim o soluție unanimă la așa ceva? Mi se pare o chestie extrem de atipică și de puțin și de discutabilă, mai ales la cum s-a limitat revizuirea. Că dacă e să intrăm în detalii și despre ce înseamnă revizuirea și că după unii trebuie să ai soluție contrară cele inițiale și că trebuie să dovedești netemeinicia primei hotărâri, păi cum să fie netemeinică prima hotărâre, că atunci era absolut corectă. Ajungem în alte... Poate că ar fi undeva de reglementat un caz special de revizuire. Echitabil ar fi să răspundă pentru omor, dincolo de toate argumentele juridice. Absolut. Da. Și este de datoria noastră să găsim și mecanismul să răspundă pentru omor. Poate că ar trebui prevăzut legislativ mecanismul în cazul ăsta general al infracțiunii progresive, care pare mai și este mai gravă și echitabil pare, sub aspectul echității, par toate mai grave când e vorba de așa ceva, cum e omorul. Însă problema teoretică mi se pare că rămâne aceeași, indiferent dacă vorbim despre această infracțiune progresivă sau de alta, mă rog, unde chestiunile sunt mai puțin dramatice la nivel uman. Trecem foarte pe scurt ceea ce spuneam mai devreme teoretic despre concursul ideal de infracțiuni care poate fi sancționat fără probleme în condițiile în care trimiterea în judecată se realizează simultan, însă apare o problemă atunci când se întâmplă în două etape, separat pentru fiecare dintre infracțiunile din componente ale concursului. Speța este de la Curtea de Apel Constanța. Faptele sunt comise la Eforie Nord, fapta e comisă la Eforie Nord, sezon, aglomerație, un hoț din autoturisme plecat la treabă, găsește o mașină care s-ar preta la sustragerea de bunuri, o deschide, intră în mașină, iese nefericit pentru că nu găsise nimic acolo. Din nefericire, fiindcă un ghinion nu vine niciodată singur, nu era doar el la lucru, era și poliția care îl supraveghea. Polițistul vrea să intervină să îl prindă în flagrant. În momentul în care se încearcă realizarea flagrantului, hoțul lovește polițistul în încercarea de a-și asigura scăparea. E prins, cercetat, trimis în judecată pentru ultraj.
într-un dosar în care este și condamnat, ulterior este trimis în dosar separat pentru tentativă la tâlhărie. Se invocă cu privire la acțiunea de lovire a polițistului faptul că a mai fost cercetat și trimis odată în judecată și se dă soluție pe autoritate de lucru judecat, invocându-se astfel, cum vedeți pe slide, jurisprudență CEDO în materie. Este o situație care seamănă undeva cu speța invocată mai devreme referitoare, pentru care avem și condamnarea la CEDO referitoare la condamnarea la judecarea inițială pentru loviri și apoi trimiterea în judecată pentru tâlhărie, cu singura diferență că, din fericire, în acest caz, pentru una din componentele concursului fusese condamnată, nu era vorba de soluție de achitare ca în Budnaru, care este de altfel și hotărârea reținută în motivarea soluției de la Constanța. Curtea de apel Constanța menține soluția așa cum a fost dată, întemeiată pe autoritate de lucru judecat. Nu este, în schimb, autoritate de lucru judecat, deși s-a invocat, atunci când cealaltă sancțiune aplicată este în materie disciplinară. S-au pus în discuție, mai ales acolo unde avem penitenciar și unde sunt sesizări din penitenciar cu privire la diverse fapte, susceptibile de a fi atât contravenții cât și infracțiuni în funcție de modalitatea concretă de săvârșire. Se pune în discuție o astfel de situație, de regulă în două ipostaze, atunci când se ajunge la distrugerea unor bunuri aparținând penitenciarului. Inițial se aplică sancțiuni disciplinare, apoi se sesizează și pachetul pentru distrugere și, de asemenea, atunci când e vorba de telefoane introduse în penitenciar. Când, iarăși, din modalitatea de reglementare, nu rezultă întotdeauna foarte clar dacă e vorba despre o abatere disciplinară sau este vorba despre infracțiunea reglementată tot de legea 254/2013. În aceste ipoteze, dincolo de faptul că, în opinia mea, între contravenția cu privire la telefoane și infracțiunea cu privire la telefoane e o diferență. Introducerea de telefoane în penitenciar este infracțiune simplă, lor deținere, dacă nu dovedești și faptul că aceeași persoană l-a introdus, este abaterea disciplinară prevăzută de textul de la 82 litera J. Trecând însă peste asta, în ipoteza în care s-a pripit cineva și a aplicat o sancțiune disciplinară înainte de a vedea că e vorba de o infracțiune, cred că soluția este diferită de cea din care se referă la ilicitul contravențional. Disciplinarul nu este acuzație în materie penală și nu atrage incidența nebis in idem, pentru că, așa cum motivează chiar Curtea Europeană în Vaniac contra Croației din 2010, de exemplu, sancțiunea disciplinară are ca scop respectarea de către membrii unui grup determinat a unor reguli de comportament proprii. Altfel spus, nu este realizată condiția ca norma care reglementează acest domeniu disciplinar să fie una general obligatorie. Nu se aplică cu privire la toți cetățenii statului, se aplică cu privire la grupuri anume determinate. Iar sancțiunile nu au nici ele gravitatea de natură să atragă caracterizarea ca fiind o acuzație în materie penală. Astfel încât acolo unde se invocă în astfel de dosare și rețin că îmi spusese că colegii de la Galați că au așa ceva, sunt sigură că sunt sesizări asemănătoare și în alte părți acolo unde există penitenciar, cred că situația se poate rezolva în acest mod. Nu este incident non bis in idem în această situație. Dacă legat de non bis in idem și materia disciplinară aveți dumneavoastră întrebări, vă ascultăm. Dacă nu, n-am să insist, pentru că deja să ne apropiem și de sfârșitul timpului alocat intervenției noastre. Vă rog. Eu vreau să adaug legat de răspunderea disciplinară specifică dreptului muncii, cu care
cel puțin în cauzele care m-am confruntat, am avut de-a face mai puțin, este adevărat, mai mult se confruntă colegii din dreptul muncii cu răspunderea penală invocată în cadrul litigiilor de dreptul muncii. Și o să vă redau câteva hotărâri ale curților de apel, secțiile civile. Concluzia este că răspunderea disciplinară poate coexista cu răspunderea penală și nu este o problemă nici din punctul de vedere al principiului nebis in idem, astfel cum este interpretat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. În practica de până acum s-a pus problema cel mult a respectării prezumției de nevinovăție, pentru că unele instanțe civile se referă la, în procedura disciplinară, se referă la rechizitorii ale organelor de urmărire penală sau chiar hotărâri de primă instanță și le iau ca atare, deși ele nu au rămas definitive, reținând vinovăția unei persoane pentru săvârșirea unei infracțiuni. Și se statuează că răspunderea penală a salariatului este angajată în baza altor temeiuri legale, fiind angajată în mod distinct, fără excluderea răspunderii disciplinare, astfel încât salariatul poate răspunde atât disciplinar cât și penal, iar posibilitatea angajatorului de a dispune suspendarea contractului individual de muncă nu este prevăzută de lege ca o alternativă la aplicarea unei sancțiuni disciplinare. Este o decizie a Curții de Apel Brașov, secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, decizia 2132 din 5 decembrie 2013. În același sens sunt și alte două decizii ale Curții de Apel Constanța, secția 1 civilă, decizia 192 din 2015, 17 martie. Și de asemenea, o altă decizie, tot a Curții de Apel Constanța, secția 1 civilă, 323 din 27 mai 2015. Dacă vă confruntați cu această problemă, o analiză detaliată o aveți într-un articol publicat de domnul judecător Mihai Stănescu Sas, în Pandectele Române 7/2015. Și, în fine, o ultimă chestiune legat de problema care și așa a fost pusă în discuție și mai devreme, fără să se ajungă la o concluzie, atunci când printr-o hotărâre civilă, reținându-se aceea situație de fapt ca cea avută în vedere în dosarul penal, se stabilește inexistența unui prejudiciu, nu ne aflăm în situația de a pune în discuție aplicarea principiului non bis in idem, pentru că o hotărâre civilă nu poate fi calificată vreodată ca fiind acuzație în materie penală. Putem avea cel mult situația reținută și de Curtea Europeană în cauza Lungu și alții contra României, aceea în care două instanțe ale acelui stat nu pot reține pe baza a două situații de fapt identice, două soluții, nu pot da două soluții diferite, astfel încât, pentru că asta ar contraveni art 6 din Convenție, ar pune în discuție caracterul echitabil al procesului și, deci, sub aspectul existenței prejudiciului, sau dacă e cazul al întinderii acestuia, în speța asta era vorba chiar de existența prejudiciului, instanța penală nu poate da o soluție diferită de aceea a instanței civile. Însă nu este vorba de încălcarea art 4 din protocolul 7, nu este vorba de încălcarea autorității de lucru judecat în sensul în care se atrage aplicarea principiului non bis in idem, ci de încălcarea caracterului echitabil al procesului în limitele în care hotărârea civilă poate avea autoritate în materie penală. Cam atât din partea noastră. Dacă dumneavoastră mai aveți alte chestiuni, vă ascultăm.